72 de turiști români au rămas blocați în Maroc după ce autoritățile nord-africane au decis închiderea granițelor. Toate zborurile au fost suspendate pentru următoarele două săptămâni din cauza noii tulpini a coronavirusului. Turiștii au cerut disperați ajutor de la București. După o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, oficialii au anunțat că aeronava Tarom va decola în 2 decembrie pentru a-i aduce acasă. Foarte frumos aeroportul din Marrakech și foarte mare. Am fost întâmpinați de palmieri. Temperatura nu e foarte ridicată, în sensul că sunt vreo 15 grade. Andreea și Ion au ajuns în Maroc săptămâna trecută și urmau să viziteze și să cunoască țara până la începutul lunii decembrie, când aveau planificat zborul de întoarcere. Doar că a fost anulat. Suntem foarte mulți români blocați acum în Maroc, cred că sunt peste 100. În aceeași situație este și Florina Boji, care este în vacanță împreună cu soțul și fiul lor, Octavian, în vârstă de 14 ani. Au ajuns în Maroc duminică seară, iar la sosire au aflat că nu se mai pot întoarce prea curând în țară. Mi-a spus că tocmai am primit un mesaj de alertă, mi-au arătat pe telefon, era un mesaj cu alertă roșu, că de mâine nu mai sunt zboruri în nicio țară. Am mers deja în zona de plecări să aflăm informații atunci pe loc, dacă reușeam cumva să plecăm, dacă e serioasă treaba și să plecăm imediat. Vestea că zborurile au fost anulate din noaptea de 29 noiembrie pentru două săptămâni a fost transmisă și de Ambasada României în Regatul Maroc, pe pagina de Facebook, la miezul nopții. 72 de români au mers disperați la aeroport. Am fost aseară în aeroport, mai era un zbor de Bologna, era un haos, o agitație, toată lumea se certa, este o agitație și un haos total. Nimeni nu știe nimic. Pentru moment, doar două companii aeriene pot efectua curse din Maroc, cu destinația Franța. Este pentru a treia oară când autoritățile din Maroc suspendă zborurile dinspre și înspre această țară, însă de fiecare dată au acceptat curse de repatriere. Într-o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, autoritățile de la noi au decis repatrierea turiștilor români aflați în acest moment în Regatul Maroc. Va exista o cursă Tarom, iar banii vor fi suportați din bugetul de stat. Astfel de curse de repatriere vor organiza și Spania și Italia, iar în aceste momente aceste țări așteaptă răspunsul din partea autorităților marocane. Între timp, diversi români stabiliți în Maroc se oferă să îi ajute pe turiști. Pot să le dau sfaturi, pot să le ofer transport către aeroport, pot să le ofer chiar și o cameră. Marocul este una dintre țările care se află pe lista verde. Aici, peste 75% din populația țării este vaccinată, iar viața se desfășoară normal. Oamenii nu poartă mască în spații deschise, iar restricțiile de noapte au fost ridicate în urmă cu câteva săptămâni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.